Este focar de coronavirus în orașul Negru-Vodă din Constanța, la un centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. Aici se fac testări periodice, iar ultimele analize arată că 12 bolnavi și 4 angajați sunt infectați cu noul coronavirus. Cazurile au fost descoperite în urma testărilor care au loc la 14 zile în acest centru. Bolnavii neuropsihic, care de obicei trăiesc izolat, au fost contaminați de către cei 4 angajați care vin zilnic din exterior. Imediat s-a derulat o anchetă epidemiologică, iar DSP Constanța a impus o serie de măsuri pe care le-am pus imediat în aplicare pentru siguranța beneficiarilor și a colegilor noștri care își desfășoară activitatea în acel centru. Menționăm că cei 12 beneficiari care au fost depistați pozitiv se află în izolare în interiorul centrului de abilitare. Aceștia ar fi trebuit să se afle acum internați într-o unitate medicală de specialitate pentru a li se efectua mai multe analize, însă DSP Constanța a decis izolarea acestora în interiorul centrului de abilitare și recuperare neuropsihiatric. Toate persoanele infectate sunt asimptomatice.